Sărmâna! Bună ziua, bine ați venit pe la noi! Am o programare la 1. Ah, ok. Colega mea, doamna arhitect Anisa, vă așteaptă, vă rog. Da, acolo. Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? Caut o femeie de casă. Ok. Păi și noi cu ce vă putem ajuta? Cu casa! Că am fost la o firmă de matrimoniale și am zis că caut o femeie de casă. Și eu am întrebat, dar casa ai? Și eu am zis nu. Și am zis, caut, du-te, fă-ți casă și după aia sigur o să vină femeile. Bun, și cum v-ați imagina-o? Înaltă, cu balcoane mari și roșcată. Și doriți să-i faceți și curte? Nu, că dacă eu vin cu banii, eu vreau gata combinat. Dacă, o să-și facă singură curte dacă vrea. Că eu nu eu vreau femeie de casă, nu femeie de curte. Că dacă vreau de curte, îmi luam un labrador. Și ce ați dorit la exterior? Câte intrări ați dorit? Doamne ferește, pe cât o dat Dumnezeu, doar și vrei să, dacă are mai multe, vrei și facem după aia, le coasem? Nu, le zidim. Păi doamnă, dar voi știți de ea de-a lui Manole? Sau, știți că eu nu vreau să bag mulți bani în ea. Că cât e, cum e, așa să vină, nu? A, deci mai în buget. Dacă se poate să fii studentă la buget, și mai bine, că oricum studenții nu au pretenții la bani. Stați așa două secunde că ceva eu nu înțeleg. Dumneavoastră despre ce vorbiți? Păi despre femei. Dumneata despre ce vorbeai? Domnule, eu vorbeam despre casă. A, păi da și nu este așa, doamnă, atunci nu mai contează, poate n-ai balcon din loc. Haideți să revenim la casă. Deci dumneavoastră v-ați dori un arhitect cu care să vă construiți casa, nu? Arhitect? Păi la ce faci? Madalina, poți veni o secundă, te rog? Da? Vrei, te rog, să-i explici omului ce înseamnă un arhitect, că eu nu mai am răbdare? Păi, arhitectul este specialistul care se ocupă cu crearea, proiectarea, designul unei construcții, gen casă, bloc, spital. Cum să vă fac să înțelegeți? Este practic legătura dintre dumneavoastră ca și beneficiar, constructor și inginerii implicați. Este precum un dirijor care conduce o orchestră, fiind un creator de frumos. Mulțumesc, Madalina! Cu drag! Păi de asta nu faci nea Vasile, că el e șef peste construcții. Poftim? Vasile lui Pârnicheatu. El e mare meseriaș la noi în sat. Domnule, noi suntem firmă serioasă de arhitectură. Noi ne ocupăm cu proiectarea, designul, controlul calității clădirii. Probabil că și nea Vasile are rolul lui în construirea unei case. Dar noi suntem profesioniști. Noi facem toate tipurile de arhitectură. Fie clasică, fie modernă. Auleu, modernă? Nu, eu nu vreau arhitectură, maxim tehtură. Dar dacă e modernă de asta, nu știu, eu n-am încredere în așa ceva. Eu nu știu cât a testat dumneavoastră arhitectura asta. Dacă după aceea eu fac arhitectura asta și îmi dă sterilitate pe 3 generații, și fac? Ce legătură are asta? Păi dacă îmi bag microchip în perete și după aia îmi intră Wi-Fi-ul 5G și se conectează tățatul la internetul meu și îmi bag și niște și boli în corp. Ce anume? Păi dar eu nu știu ce conține arhitectura asta dumneavoastră, că nu e destul de testată. Dacă îmi modifică după aceea ADN-ul și mă transformă în maimuță. Eu nu vreau mutații, nu vreau de astea. Ce mutații? De unde ați auzit așa ceva? Păi spune Petrică Crâșmarul la noi din sat, că este ai citit. O zic că arhitectura asta, să ai grijă cu ea, că îți dă mutații. Păi și eu nu vreau mutații, că dacă mă culc în seara asta la mine în sat și mă trezesc mâine cu mutații prin satul mare. Domnule, eu cred că ați înțeles greșit treaba asta cu arhitectura. Nu cumva e făcută de Bill Gates arhitectura asta? Nu cumva el e arhitectul planului mondial? Somnule, el e cu calculatoarele. Ce treabă are? Dar ia spuneți, casa asta pe care o faceți dumneavoastră are geamuri? Da. Și cum se zice la geam în engleză? Windows. Ați văzut? Eram sigur. Domnule, eu nu pot să te fac să crezi în arhitectul. Noi o facem responsabil. Responsabil? Responsabil. Bill Gates. Eram sigur că tot acolo ajungem. Mai de capul meu. Eu am auzit-o, doamnă, la televizor. Și dacă e la televizor, înseamnă că e adevărat. Că arhitectura asta provoacă sterilitate pe 3 generații. Dacă nu mai pot eu să fac copchii, după aia nici copchii mie nu mai pot să fac copchii, după aia nici copchii lor nu mai pot să fac copchii. Și fac. Când casa e făcută cu bun gust și viziune arhitecturală, păi atunci cu atât mai mult o să vă vină să faceți copii. Când casa e primitoare, e călduroasă. Nu are nicio legătură arhitectura cu nimic din ce mi-ați spus până acum. Dar și nici asumă răspunderea dacă eu pățesc ceva de la arhitectura asta. Păi noi tocmai asta facem. Ne asumăm răspunderea că facem totul ca la carte și responsabil ca să nu scadă casa aia în cap, cum ți-a întâmplat la domnul Vasile. Da, da, nea Vasile avea creion la ureche și din patru case câte au făcut numai două s-au dărâmat.
Dar o și bătut vântul mai tare anul și ăla. Aveam un fel de garanție pentru casele acelea? Noi, ca arhitecți, asta facem. Ne asumăm responsabilitatea pentru acele proiecte. Nu, el a plecat din sat. Domnule, ca să vă lămuresc. Nu mai ascultați tot ce se spune la televizor. Tehnologia asta este testată de atâția ani. Țările civilizate o folosesc de atâta timp. Nu mai ascultați orice păreri își spune un om despre cum ar crede el că tehnologia ar fi, doar ca să-și facă reclamă pe spatele oamenilor neinformați, naivi și creduli. Trebuie să avem încredere în specialiști. Bine, doamnă, hai că aproape m-ați convins. Dar mai am o întrebare. Dacă fac arhitectura asta la dumneavoastră, primesc mici de la obor? Hai că muștarul îl plătesc eu dacă-i. Deci de ce faci fețele astea, Serghei? De să la personal. Să-mi bag piciorul, făceam. De personal. Stuchite armâțile din prost. Hai mă, dar te dă ochi, mă enervez. Are din conversa. Da. Așa.